Conform unui proiect aprobat marți de către Senat, se va prelungi perioada pentru montarea repartitoarelor de căldură. Proiectul de act normativ a fost inițiat de senatorii PSD. Potrivit proiectului de act normativ inițiat de senatorii PSD, măsura pentru acordarea sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică acordată prin intermediul cardurilor de energie ar urma să fie de 375 de milioane lei din Fondul pentru Modernizare. Acordarea acestui sprijin ar urma să înceapă pentru categoriile de persoane eligibile în continuarea măsurii de sprijin pentru compensarea prețului la energie, prin utilizarea cardurilor de energie, a căror valabilitate urmează a fi prelungită până la 31 martie 2024. Acest fapt ar permite economii însemnate la bugetul statului prin utilizarea unei infrastructuri existente și care a fost deja plătită din același buget în cursul anului 2023 și ar asigura sustenabilitatea măsurilor în implementare. Având în vedere că obligația de contorizare derivă din obiectivele Uniunii Europene privind eficiența energetică, măsurile de sprijin dedicate respectării acesteia sunt în linie cu rolul Fondului pentru Modernizare, de instrument cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice. Totodată, propunerea legislativă are în vedere și prelungirea termenului de montare a repartitoarelor de căldură până la 31 decembrie 2024. În plus, extinderea perioadei va facilita o tranziție mai fluidă, oferind sprijinul necesar atât furnizorilor de servicii cât și consumatorilor pentru montarea repartitoarelor. Obligația statelor membre de transpunere în legislația națională a dispozițiilor privind contorizarea expira la 25 octombrie 2020. Obligația de contorizare vizează inclusiv consumatorii finali de încălzire centralizată, cu instruirea unui termen limită pentru modernizarea sau înlocuirea contoarelor și repartitoarelor de costuri pentru energia termică deja instalată, cu dispozitivele care pot fi citite de la distanță. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu acordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care fac parte din categoria legilor ordinare, Senatului fiind prima cameră legislativă sesizată în acest caz. Relatează Antena 3.ro.